mulțumit de această competiție, domnul Combat. Da, într-adevăr, o competiție organizată excelent. Mulțumesc în primul rând domnului președinte Pavel Badea pentru implicare și pentru suport și vreau să-i felicit pe toți cei care au contribuit la reușita acestei competiții. În primul rând sponsorilor care au fost lângă domnul președinte Pavel Badea pentru a face posibil ca această competiție să se realizeze la un asemenea nivel. Este o plăcere foarte mare pentru mine să văd că în țară și Craiova este un centru care rămâne lângă scrimă, care sprijină scrima și eu cred că vom putea colabora foarte bine și pe viitor. Putin și-ar dori ca această competiție să fie inclusă într-o etapă de Cupa Mondială. Da, și noi ne dorim foarte mult, trebuie să punem pe hârtie tot ceea ce înseamnă nevoile pentru ca o astfel de competiție să fie la un nivel de Cupă Mondială și eu cred că vom reuși să găsim și oamenii care să vină lângă noi să ne ajute aici, în Craiova, pentru ca această competiție să aibă un statut mult mai important decât cel pe care l-are acum. Cu finală, cum poate ne-am dorit, cel puțin la fete și la europene și la mondiale. E posibil odată cu revenirea lui German, poate va reveni și Anca Măruiu, naționala României, să urce din nou pe prima dreaptă a Cupei Mondiale? Da, avem o generație bună la spadă. Fete sunt sportive valoroase, sunt sportive care mai au multe de spus în scrima mondială și eu sunt sigur că la următoarele concursuri, la campionate europene, cupe mondiale, la campionate mondiale și sigur Jocurile Olimpice, le veți vedea pe aceste fete pe podium. Cu respect.